Frați și surori, vreau să citesc trei versete din Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9 și 10, două versete, e suficient. Bucură-te, tineri, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Adevărul este că de perioada aceasta tinereții depinde în continuare viața noastră și funcție de cum la tinerețe știm să ne păstrăm și cum știm să trăim, așa va fi binecuvântarea în timpul vieții. Totul este direct proporțional cu trăirea noastră. Biblia spune că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ce seamănă omul aceea va secera. Domnul se uită și aici în Biserica Betel să vadă tineri care îl caută, adolescenți care sunt deschiși pentru lucrarea Domnului, și Domnul este Cel ce vrea să binecuvinteze. Vis-a-vis de pasajul acesta, aici primul lucru care vreau să-l menționez este că tinerețea are un caracter trecător. Foarte mulți în vârstă care regretă perioada tinereții, că n-au făcut ceea ce trebuia să facă. Chiar dacă cineva se întoarce în timp la Domnul, Domnul îl iartă. Domnul îl iartă și este gata să dea mântuire, dar să plătește timpul acela de neascultare. Efecte apropiate și efecte îndepărtate. Păcatul întotdeauna rupe relația pe verticală cu Domnul. Păcatul. Biblia spune că păcatul este urăciunea popoarelor. Neprienirea înalță pe un popor, dar păcatul este urăciunea popoarelor. Păcatul rupe relația pe verticală cu Domnul, dar păcatul rupe relația și pe orizontală. Motivul pentru care nu există întotdeauna o părtășie, așa cum noi o citim, parcă nu e adevărat în Cartea Faptele Apostolilor, este că există, sigur, păcat, mai mult sau mai puțin, mai mare sau mai mic, dar e păcat. Rupe relația pe orizontală, relația unul cu altul, relația în familie, cum era mesajul în dreptul acelei familii tinere. Păcatul strică sănătatea, strică sănătatea. Și din punct de vedere spiritual, dar mai ales și din punct de vedere fizic. Are efecte apropiate și efecte îndepărtate. De aceea trebuie să fugim de păcat, să ne păzim. Caracterul trecător al tinereții. Regrete, mulți regretă. Am discutat cu atâția în biserică la noi, la Betel, în Arad, biserică foarte mare. Surori pe care le știu de 30-40 de ani, pe unele le știu din tinerețe, că sunt de acolo, din Arad și eu. Și multe dintre ele, frate, regret cât trăiesc și plâng înaintea Domnului. Au rămas văduve, multe dintre ele despărțite, au acționat greșit la anii tinereții. Dar problema este că de multe ori se plătește și în timp, generații care plătesc. Spune în plângere lui Ieremia, părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Păcatul se transmite de multe ori. După cum și lucrarea bună, partea bună se transmite din generație în generație. Deci e foarte important, caracterul trecător. Apoi un al doilea lucru. Spune aici, agonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Un al doilea lucru, continuitatea vieții, viața continuă dincolo. Nu se încheie aici. Și există o zi când dăm socoteală toți. Dar și aici dăm socoteală.
Să știți că și aici există un moment în care dăm socoteală. Și binecuvântarea este funcție de cum și noi aici trăim în relația cu Domnul și în relația cu cei din jurul nostru. Mă gândeam aici când se vorbea printre altele la exemple, nu știu cum a reușit Filip, evanghelistul. Spune Biblia despre el că avea 4 fete fecioare care proroceau. 4 fete fecioare care proroceau. Extraordinar. Filip era un om al lui Dumnezeu și el era proroc. Un om prin care, care comunica cu Domnul și care vorbea cu Domnul. Într-o familie unde se perpetuează rugăciunea, dorința după rugăciune, categorică și generațiile care urmează copiii, sunt canalizați în aceeași direcție, aceeași cadență. Ce familie binecuvântată! Astea sunt familiile binecuvântate. Am spus data trecută și o spun și acum, așteptăm de multe ori la noi la Betel și o spun în biserică, avem foarte mulți tineri, avem 650 de copii, de sute de tineri în biserică și o spun, prea rar vedem lacrimi, nu prea vedem lacrimi. Dar uneori vedem râs în biserică, râs în biserică în prezența lui Dumnezeu. Bă, să-i un păcat. Pavel îi spune lui Timotei, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința neprefăcută, sălășluită în bunica Lois, mama Eunice și în tine. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturii, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Toată Scriptura e însuflată de Duhul lui Dumnezeu de folos. Să învețe mai întâi. Asta e problema, că nu citim totuși Biblia. Trebuie mai mult citită Biblia. De multe ori nu știm cum să aplicăm, cum să acționăm, că nu cunoaștem. Dar nu numai atât, nu avem putere, chiar dacă știm. Nu avem putere de aplicare și cădem ușor. Suntem testați, mereu examinați tot felul de probe pe care le avem. Un alt lucru pe care vreau să-l amintesc este libertatea pe care ne-o acordă. Bucură-te, tinere, fă ce vrei. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu ne obligă pe niciunul. Ne lasă, ne dă libertatea de a acționa, de a alege. Dar El ne pune înainte binele, alege binele. Domnul ne îmbie, ne provoacă, ne arată, ne spune însă care sunt rezultatele finale, consecințele. Libertatea, nu suntem roboți. Domnul ne-a înzestrat cu această capacitate extraordinară de a cântări, de a hotărâ, de a decide. Îmi spune ce se întâmplă dacă îl slujesc. Dar în același timp și consecințele nefaste ale neascultării. Libertatea pe care ne-o acordă Dumnezeu. În același timp, un alt lucru, posibilitatea de a alege, posibilitatea. Am posibilitatea de a decide eu. Domnul doar vine și îmi spune, dar eu sunt cel ce decid, liberul arbitru, libertatea de a decide în ultimă instanță. Și cine vrea binele și vrea veșnicia, dar și aici, eu repet ce îmi spuneam joi aici, dacă numai pentru viața asta și merită să-L slujești pe Dumnezeu, pentru viața asta, pentru pacea, pentru liniștea, bucuria pe care o ai în sufletul tău, te culci liniștit, extraordinar, oameni care n-au liniște, tulburați, frământați. E nemaipomenit să-L ai pe Dumnezeu, dar noi pentru veșnicie. Urmează veșnicia, nu câțiva zeci de ani, ceva ce nu se termină niciodată. Și dincolo nu sunt, pentru că un alt lucru, fiecare va da socoteală, fiecare va sta înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Vis-a-vis de această alegere, uitați ce frumos vorbește apostolul Pavel aici în Corinteni. Spune printre altele aici în Corinteni, în 1 Corinteni, în capitolul 10, toate lucrurile sunt îngăduite, apropo, sunt multe bilete și vrem să răspundem la unele din ele, cât putem.
după lumina pe care Dumnezeu ne va da. Aici spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Un copil al lui Dumnezeu, vedeți? Vor fi lucruri sensibile, unde numai Duhul te poate călăuzi. Biblia spune că sunt oameni firești și oameni duhovnicești. Omul duhovnicesc este omul călăuzit de Duhul. Dacă n-am Duhul, sunt firesc, lumesc. Sunt o pradă ușoară înaintea celui rău. A poftelor, de aia spune Apostolul Petru. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji, și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Libertatea pe care mi-o acordă Domnul, am o libertate extraordinară în calitate de copil al Lui, dar nu le fac pe toate. Fac numai ce-i plăcut Lui. Acționez numai după voia Lui, după simțământul și călăuzirea Lui, a Duhului și a cuvântului Său. Am cuvântul. De-aia am cuvântul și mă uit în El și ce-i place Domnului. Aia fac, aia, așa acționez. Tot vis-a-vis de această idee, în capitolul 6 din Cartea Corintenilor, versetul 12 spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Pot orice, dar nu fac orice, numai ceea ce îi place Domnului. Asta trebuie să fie deviza unui copil al lui Dumnezeu. Pot orice, nu mă oprește Dumnezeu, dar nu fac orice. Că nu sunt robot, eu fac ceea ce îi place Domnului. Nu zidesc toate. Și ceea ce nu zidește, feriți-vă de orice vi se pare rău. Feriți-vă de orice vi se pare rău. Și atunci problema ținutei de bunoară nu se mai pune. Îi îngădui, da, dar nu zidește. Îi cineva în biserică care poate să potignește. Și pentru că se potignește, eu rămân la cele smerite. La ora actuală, apropo, îi șase o problemă, se pune accent pe partea exterioară și nu pe partea interioară. Podoaba din afară, cum spune acolo în Petru, împletitura părului, purtarea de scule, de aur, de argint. Știți ce spune Biblia? Înainte de venirea Domnului, prima dată Domnul va trimite îngerii Lui, vor smulge pietrele de potignire. Pietrele de potignire, pe cei ce sunt o potignire în fața altora, pe aceia mai întâi îi va smulge, îi va spulbera. Și apoi pe cei ce săvârșesc fără de legea. A fi o pricină de potignire în dreptul părinților, altora din biserică, este un păcat. Și atunci se aplică cuvântul, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Și pentru că nu zidește, mă feresc. Mă feresc de tot ce este rău. Atunci nu trebuie să spună mama și tata, da, de unde? Un copil crescut în casa Domnului, un adolescent, un tânăr? Păi am nevoie de binecuvântarea Domnului. Am nevoie de binecuvântare, apropo de căsătorii. Să știți că la căsătorie și după căsătorie se vede, noi nu putem fi și decât ceea ce suntem. Și din momentul căsătoriei se vede în timpul vieții ce am fost în timpul tinereții. Sunt sau nu binecuvântat de Domnul? E foarte important. Asta e problema numărul unu. Îmi place ce spune în cartea Eclesiastului, auziți numai ce spune aici omul lui Dumnezeu, în capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemn mirositor, și aici spune și ziua morții, decât ziua nașterii. Mai mult face un nume bun, un nume bun foarte greu îl pot să îl realizez, dar apoi el trebuie păstrat. Și mai greu trebuie îi să-l păstrez, numele bun. Numele bun, să ai un nume bun. Să știți că sunt și nume care nu sunt bune și care... Spune aici tot în Cartea Sfântă, în Cartea Proverbelor, în capitolul 22. Spune aici, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul.
un nume bun. E trist că de multe ori, poate și în biserici, eu mă bucur că aici nu e așa, dar o spun în general, de multe ori sunt nume care nu sunt bune, de bună oară mincinosul. Ăsta e un nume pe care ți-l câștigi. Numele acesta ți-l câștigi. Îngânfatul, ușuraticul, nemulțumitul, supărăciosul, flecarul, lăudărosul, vorbărețul. Astea sunt nume pe care ni le câștigăm. Foarte greu se șterge numele acesta, să știți. Foarte greu. După ce l-ai. Ce frumos să ai un nume bun. Numele bun, spune Biblia, că e scris în cartea vieții. În cartea vieții. Și într-o zi ne vom bucura de numele acela și îl vom afla. Numele acela scris în cartea vieții. Pentru tinerii de aici din biserică doresc Domnul să-i binecuvinteze. În cartea lui Ieremia citesc ceva, auziți numai ce spune, apropo de tineri. Eu în general nu sunt numai pentru părtășia tinerilor, separată de acelorlalți. Biblia spune, oi, oițe și mielușei. Asta spune Biblia. Și în cartea lui Ieremia spune, dar eu sunt așa de plin de mânia Domnului că nu pot opri. Toarnă peste copilul de pe uliță și peste adunările tinerilor. Mânia Domnului. Tineri care numai ei se adună separat, mereu și mereu, și nu sunt în anturajul celor în vârstă, nu în ordine. Mai târziu sau mai curând, vor lua o direcție greșită. Mai ales când e vorba de biserică. Aici, sigur, sunt lucrătorii, sunt oamenii lui Dumnezeu, puși de Dumnezeu. Spune aici, vis-a-vis de ce spune Ieremia, în contrast, spune aici în cartea, în epistola lui Petru, sau ca o întâlnire, 1 Petru, capitolul 5, tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, auziți cu ce să fie împodobit un tânăr, cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui, El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Fiți strâns și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu, care răcnește și caută pe cine să înghită. Vorbeam cu fratele Nicu și sunt mai multe întrebări și vrem să răspundem la ele, de aceea puțin nu m-am vrut. Era altceva în mintea mea pregătit, dar așa au mers lucrurile încât am subliniat câteva lucruri. Mai finalizez cu închei cu ce spune Țefania. În cartea lui Țefania, auziți numai ce spune aici, voi nimici totul de pe fața pământului, versetul 2, zice Domnul. Zice, voi nimici pe oameni, vitele, păsările, voi nimici, ultima parte a versetului 3, voi nimici cu desăvârșire pe oameni de pe fața pământului, zice Domnul. Așa sunt realități, noi ne imaginăm ce ne așteaptă, ce eveniment. Oricând poate să înceapă, să se consume, să se desfășoare, doar să fie momentul îngăduit de cel preanalt. Zice aici în continuare, voi nimici, zice, pe cei, versetul 6, pe cei ce s-au abătut de la Domnul. Voi nimici pe cei ce nu caută pe Domnul și voi nimici pe cei ce nu întreabă de Domnul, de El. Versetul 6. Versetul 7 spune că ziua Domnului este aproape. Versetul 8. În ziua jertfei Domnului, zice, voi nimici pe toți cei ce poartă haine străine. Haine străine. Versetul 9, în ziua aceea voi nimici pe toți cei ce sar peste prag. Pe toți cei ce sar peste prag. Noi trebuie să intrăm pe ușă. Sunt care sar peste prag. Și la un moment dat, sigur, să mulțumesc că fac parte dintr-o biserică locală. Nu e suficient atât, eu pot să fac parte din biserica locală, dar dacă n-am nașterea din nou, dacă n-am călăuzirea Duhului, dacă nu fac parte din trup în mod real, n-am realizat nimic. Pe cei ce sar peste prag. Și în ultima instanță, zice aici,
Voi nimisi, voi pedepsi pe toți oamenii care se bizuie pe drojdile lor și zic în inima lor, Domnul nu face nici bine, nici rău. Domnul într-o zi, sigur, va trage linia. Cum spuneam acolo în cartea Eclesiastul, capitolul 11, pentru orice lucru Dumnezeu ne va trage la socoteală. Dar în momentul în care El decide, că nu vine atunci, zice hoțul, dacă ar fi prins când o furat, ar da înapoi tot ce-o furat. Ar fi salutar, dar nu atunci trebuie să dea înapoi, când nu se gândește. Când nu se gândește. Și asta poate fi și în timp. M-am căsătorit, am găsit o fată bună din biserică, tot în ordine. Și apoi în timp văd că lucrurile nu sunt în ordine. Și încep să caut care-i rezolvarea, sigur, eu merg întotdeauna la cauză, mă duc la final, la situația care îi, fără să mă duc la cauza la care o dus la această situație. Închei aici și doresc Dumnezeu să binecuvinteze tot tineretul bisericii. Vrem și părinții și cei în vârstă, Doamne ajută-ne la toți, ajută-ne să avem o viață de trăire cu Tine, de părtășie, sub impulsul și sub călăuzirea Duhului Tău. Dorim în continuare, fratele Nicu, cum va considera cu biletele care sunt unele din ele, vrem să răspundem la ele, vom fi sigur destul de concentrați și Domnul să ne dea lumină și călăuzire. Amin. Noi am primit aici câteva bilete. Apreciez că tinerii sunt sinceri, deci am văzut din biletele scrise că există sinceritate. Dumnezeu să binecuvinteze, eu le-am împărțit aici pe câteva categorii, nu știu, frate Eugen, să le citim toate sau pe rând, câte pe rând. Haideți să deschidem biletele astea două, care vorbesc despre prietenie și despre parteneri de viață. Cum ne alegem un partener de viață după Scriptură și după voia lui Dumnezeu? Este necesar confirmarea prin Duhul Sfânt când ne alegem un partener de viață? Și o altă întrebare, tot în direcția aceasta, dacă este admisă prietenia între băieți și fete doar ca amici, just friends, dacă este păcat sau nu este păcat? Deci prietenia, just friends. Și eu cred că tinerii înțeleg mai bine expresia asta, deci o prietenie care nu e o prietenie cu intenție de căsătorie, just friends. Eu cred că dacă puteți răspunde la astea două întrebări și apoi merg mai departe. Este admisă prietenia între băieți și fete doar ca amici? De ce e păcat sau de ce nu e păcat? Deci e absurd o prietenie ca amici, să leagă inima unul de celălalt și în general prematur. De multe ori planul Domnului nici pe departe, acum vreau să spun foarte clar, Domnul are un plan cu fiecare dintre noi. Domnul se implică în problema căsătoriei, dacă îl implic. Domnul vede și finalul vieții mele, de aceea El îmi dă un ajutor. Ajutorul potrivit e unul singur, un ajutor potrivit. Pentru că sunt atâtea stări tensionate și probleme, este pentru că nu s-au acționat cum trebuie și sub călăuzire. Deci, categoric, noi nu suntem de acord cu prietenii înainte de căsătorie sau nu am încă intenția de căsătorie, un adolescent, un tânăr, care încă nu mă gândesc și să am prietenă, să fiu prieten. Deci nu-i biblic. Între băieți și fete, prieteniile astea nu duc la bine. Nu duc la bine. Fete compromise. Băieți compromiși. Cum să alegem un partener de viață după Scripturi și după voia lui Dumnezeu? Este necesară confirmarea prin Duhul Sfânt. Vreau să spun, până la căsătorie trebuie rugăciune, trebuie viață curată, că unul din bilete spune că sfințirea, cum să mă sfințesc? A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Dumnezeu păce să vă sfințească, spune în Tesaloniceni Pavel, trupul, Duhul și sufletul vostru să fie păzit întregi, fără prihană, la venirea Domnului. Asta înseamnă până la căsătorie, în tinerețe mă păstrez curat.
Și apoi mă rog pentru această lucrare și când Domnul vede, categoric, El are timpul Lui. Toate lucrurile și-au vremea lor. Îi și vremea căsătoriei. Și atunci, la vremea potrivită, sigur, mă rog pentru aceasta și Domnul mă va canaliza. Vreau să vă spun, noi, din milă, facem multe lucruri. Mila trebuie să primeze în toate acțiunile noastre. Când e vorba de căsătorie, nu mă căsătoresc din milă. Căsătorii, pentru că au fost obligați în final să căsătorească, dar nu exista dragoste. Pentru că au greșit tinerii și în final, sigur, s-au luat în căsătorie și apoi au apărut problemele. Deci trebuie să fie o viață curată, rugăciune și Domnul va canaliza tânărul, are metodele lui Domnul. Mă va canaliza. Căsătoriile sunt din dragoste, nu din milă. Două lucruri din milă nu sunt admise, eu le-am spus și la noi. Căsătoria nu-i din milă, nu mă căsătoresc din milă. Din milă fac acte de caritate și ajut. Sprijinesc pe cei din jur. Și cel de-al doilea lucru, nu se pun lucrători din milă, nu pentru că mi-e milă de el. Lucrătorii trebuie, sigur, o deșifrare a voiei celui preanalt, cei chemați în lucrare. De aceea o căsătorie este din dragoste. Și aici mai este, sigur, încă o subliniere, este necesară confirmarea prin Duhul Sfânt când ne alegem un partener de viață? Eu, cel puțin, n-am conceput să nu am o călăuzire. Am călăuzirea eu? Am spus și soția mi-a spus, zice, fii foarte atent că mi-ai spus treaba asta și altă dată aici în biserică. Vis-a-vis de momentul în care noi ne-am căsătorit, înainte de căsătorie, eu am spus, uite, eu sunt de acord, tu ești de acord cu mine, dar să vedem ce spune Domnul. Și ea și eu, la fel am gândit. Și am avut nevoie. Sfatul Domnului a fost la fel. Ne-a dat cuvântul acela care pentru toate momentele grele prin care am trecut, o însemnat extraordinar. Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, ăsta era cuvântul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Extraordinar. Să știi că viitorul este în mâna ta. Deci, da, Dumnezeu se implică, nu-i greșit. Eu, dimpotrivă, sfătuiesc. Sfătuiesc tinerii pe lângă această înțelegere de jos. Eu față de ea, ea față de mine, să fie și înțelegerea celui preanalt. Să o am și din partea lui. Atunci lucrarea, sigur, va merge înainte și vei fi binecuvântat. Eu zic să citiți dumneavoastră și astea acum. Ce scrie Biblia despre băuturile alcoolice? E păcat să bei non-alcoolic drinks. Iertați-mă, dar parcă totuși întrebări care... Cum să bei băuturi alcoolice? Acum, mulți se folosesc de ce spune Pavel lui Timotei. Să nu bei decât puțin vin, din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Eu ce văd acolo este ca o linguriță, vedeți, un medicament. Medicamentul bei cu sticla, cu paharul? O linguriță îi dai la copil, nu? Dar nici vorbă de alcool, băuturile alcoolice, alcoolul. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu sunt de folos. Apropo de berea fără alcool la ora actuală și în țară, dar am avut mesaje. În biserică, la noi, la Betel, au fost multe, mai multe mesaje. Că tineri care încearcă să cocheteze, a cocheta, a tragiversa, a dialoga cu vrăjmașul, e un mare pericol. Ei, aici toată problema este, trebuie să fiu tranșant. Nici nu mă apropii, nici nu mă gândesc măcar. Nici nu las să-mi treacă prin minte să mă apropii de o băutură alcoolică. Deci feriți-vă ca de foc. Este păcat să te uiți la filme creștine? Și asta este o problemă, filme creștine. Totuși filmele sunt imaginații multe în filme, nu sunt realități. Îi spuneam astăzi sau ieri, fiicei mele la Lucea, că stau aici nepoții mei din țară, Octavian și Miriam, că sunt aici, zic, poate... Dacă e vorba de a viziona ceva, că era vorba de a viziona, o casetă din asta cu animalele din junglă, să vadă, asta pot, că acasă nu vizionează. Și nu, eu nu concep în familie filme și așa mai departe.
chiar dacă sunt ele religioase. De la filmele religioase se ajunge la altceva. Eu nu zic că toate filmele sunt, că e istoria unei familii și poate fi ceva constructiv, dar de multe ori nu-i totul realitate, nu-i totul realitate. Deci eu, încă o dată, foarte mare, cine zice că are putere de discernere, dar cum să ai putere de discernere că nu știi încă ce vezi? Numai că ți-o spus unul și altul. Dar cât citesc eu Biblia, asta e întrebarea, am eu timp pentru așa ceva, dacă sunt la școală, sunt într-o familie mai mare, păi atâta activitate. Mai am timp pentru filme, să mă uit la filme. Deci, încă o dată, feriți-vă, răscumpărați vremea că zilele sunt rele. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Și întrebarea mare întotdeauna trebuie să fie asta. Domnul Iisus se uită la filmul ăsta. Păi El este în mine, Duhul Lui. Hristos în voi. Hristos ce face în momentul acela? S-ar uita și se uită și El? Sau îi spun deocamdată, uite, Doamne, Tu stai deoparte până mă uit. Și apoi, din nou, Te chem. Și atunci aș primi răspuns la problema mea, să știți. Dacă în multe acțiuni de ale noastre am pune așa problema, Doamne, Tu ești cu mine, că eu Te-am chemat. Tu ești de acord? Tu Te uiți? Tu ești în această acțiune pe care eu o am? Și atunci aș primi răspuns la problema mea. Ce influență are muzica în viața unui creștin? Are influență mare, dar îmi pare rău, de multe ori, să știți că sunt tineri, asta am constatat și la noi, tineri care, cu toate că, de bună oară apropo, sunt lucruri unde, în general, biserica e mare, peste 1000 de membri majori și plus sute de copii, de tineri, dar chiar dacă nu avem probleme în general și așa, dar totuși izolat, totuși mai sunt probleme. Și mulți vin pentru muzică, le place muzica, muzica are rolul ei și Domnul este, cântările de laudă, dar dacă nu cânt din inimă, dacă eu doar melodia, sunt melodii care sigur, ne provoacă de multe ori, provoacă și firea, dar melodiile care provoacă Duhul la rugăciune, în urma unei cântări, să te rogi, să simți cercetarea, să te pui pe genunchi și să poți să plângi, să-i spui Domnului problemele, aia e cântarea. Dacă e numai melodia, trebuie să fie și textul. Și apoi durerea mare este, sigur, zice, dacă e o jertfă pe care o aduc. Dacă în momentul acela viața mea nu corespunde lăuntru meu cu ceea ce eu, sigur, spun cu buzele mele, gura mea, dacă laud pe Dumnezeu și nu corespunde, Domnul le vede pe toate. Și aia va fi ca un bumerang în dreptul meu, împotriva mea. Deci are un rol, noi nu concepem în biserică, noi stimulăm tinerii și le spunem, veniți la cor, cum o trecut de adolescență să vină la cor. Să intre unul din grupurile pe care le avem. Avem vreo 8 grupuri și toate sunt mari în biserică. Avem copii, 10 grupe de copii până la 14 ani, 400 și ceva de copii care sunt prinși în aceste grupe. Îi stimulăm pe părinți, îi provocăm, nu lăsați copiii să stea deoparte. Avem orchestră, îi provocăm, veniți, copiii trebuie să fie prinși în lucrare. Prieteniile care le au să fie cu cei din biserică. Aici să leagă prietenii, să încheagă anumite prietenii, foarte important. Dar în același timp, nu pentru muzică trăiesc, muzica iese și ea o lucrare, atât. Dar dincolo de toate, sigur, este viața, e trăirea cu Domnul. Ce fac să fie totul pentru slava Lui? Pentru slava Lui. Doresc Domnul să dea lumină tinerilor. Trebuie regulile bisericii să fie respectate în afara bisericii?
exemplu, îmbrăcăminte, are pastorul autoritate asupra adunării, cum să se comporte și în afara bisericii, dar categoric, dar cum? Eu sunt membru al bisericii, mădular. Cum să nu aibă? Eu nu pot să am două feluri de haine, două ținute, una în biserică și alta în afara sferei bisericii. Cum sunt aici, așa trebuie să fie, oriunde aș fi, în orice moment. Domnul când va veni și mă cercetează, să știți că El nu anticipează, nu îmi spune să fiu, eu știu, cum să fiu îmbrăcat și ținuta mea și așa mai departe. Deci, categoric, autoritatea, regulile bisericii, zice Pavel așa, în Coloseni, chiar dacă sunt departe cu trupul, cu Duhul sunt cu voi. Și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi, ca și în toate bisericile sfinților. Uneori am spus la noi, mai este câte un caz, te întâlnești cu cineva, cu câte o fată așa îmbrăcată într-o ținută care nu corespunde. Ți și jenă parcă să te uiți la ea. Întorc capul ca să... Deci nu e în ordine. Deci noi trebuie să avem aceea ținută. Cum suntem în biserică, cum vorbim aici, așa trebuie să vorbim și în afară, așa trebuie să ne comportăm la școală. În viața noastră trebuie să vadă chipul Lui. Nu mai vorbim de pantaloni, ținut aceasta, acum e peste tot. În biserici nu e admis, o spun foarte clar, femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul îmbrăcăminte femeiască. Asta spune Biblia. Zice acolo, cu sfială și rușine. Sfială și rușine. Și în biserică când vin, trebuie să vin cu sfială și rușine. Și aici. Doresc și în această direcție Domnul să dea lumină. Amin. Și să dea putere de a împlini, de a trăi. De ce câteodată Domnul nu ascultă rugăciunea și deși nu-i lucru rău și pe care îl cer de la Domnul, cu stăruință și cu lacrimi. Acum vreau să spun, sunt lucruri pe care și eu le-am cerut ani de zile uneori. Și arată Biblia, oameni mari a lui Dumnezeu. Zice că toate lucrurile și-au vremea lor. Domnul are un timp pentru orice lucru. Uneori mă încearcă pe mine să vadă dacă sunt statornic. Dacă perseverez, eu mă rog liniștit, îi mulțumesc pentru că i-am adus rugăciunea și are timpul, are Domnul vremea Lui, timpul Lui. Deci aici nu trebuie disperare. Nu că nu ascultă, El ascultă întotdeauna, dar nu mă împlinește dorința mea atunci când eu cer, pentru că știe El, e stăpân, e un tată desăvârșit. Nu e un părinte pe pământ care să fie ca și Domnul. El e desăvârșit. El știe ce trebuie să-mi dea și când să-mi dea. Pentru binele meu. Pentru binele meu, pentru mântuirea mea. Deci nu trebuie, asta e o, sigur, e legitimă întrebarea, e normală, că sunt tineri care se roagă, să se roage în continuare, să-i spune Domnului. Dar în același timp să fie liniștiți. Repet din nou, aduc întâmplarea aceea din Luca 14, femeia gârbovă, 18 ani, gârbovă îndoită în două și venea la biserică liniștită. Și după 18 ani, Domnul prezent acolo și-a întins mâinile pe ea și-a eliberat-o, i-a adus eliberarea. Cum știe că trăiești prin credință? Credința e o încredere neclintită în lucrurile făgăduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Adică o credință cimentată în cuvânt, ancorată în cuvânt. Păi eu cred, aia e credință. Cred tot ce spune Dumnezeu. Promisiunile Lui, mai ales dacă El mi-a făcut o promisiune, cred că Domnul la vremea potrivită o va împlini. Nu trebuie să oscilezi a sus, mâine jos în vale. Iară sus, iară jos în vale. Trebuie să rămân liniștit, încrezător în Domnul și în promisiunile Lui. Când Domnul ne cere să ne sfințim, cum ne putem sfinți? Ce este sfințirea?
Repet din nou, ăsta era biletul pe care l-am citit la început, pe bancă. Asta înseamnă să fii pus deoparte pentru Domnul, cu trupul, cu duhul și cu sufletul. Aia înseamnă că la nivelul tuturor mădularelor, Domnul vrea o sfințire. Sfânt cu privirea. Zice, printre altele, apropo, întrebarea aceasta, vă citesc în Psalmul 119. Spune aici, vis-a-vis de sfințirea aceasta, îi cu aportul nostru, Domnul ne sfințește cu aportul nostru. Spune aici, abatem ochii de la vederea tuturor lucrurilor deșarte. Abatem ochii de la vederea tuturor lucrurilor deșarte. Deci cer ajutorul Domnului. În Isaia, în capitolul 33, ne spune aici cuvântul, zice, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce își leagă ochii ca să nu vadă răul. La ora actuală e atâta rău, mai ales prin privire, pe internet, pe telefoane, pe ce să spun? Zice, făcusem un legământ cu ochii mei, aia înseamnă a te sfinți. Făcusem un legământ cu ochii mei, nu mi-aș fi oprit privirea în lucruri nepotrivite. Spunem noi, atâtea lucruri la ora actuală, locuri. Sfințit cu trupul, cu ochii, cu buzele, cu gura mea. Ce vorbesc cu gura mea? Care sunt vorbele? Zice, eu care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască. Așa spunea Iov în cartea lui, în capitolul 31, versetul 30. N-am dat voie, mi-am păstrat vorbirea curată, privirea curată, gândurile. Noi suntem produsul gândurilor noastre, să știți. E o lume a gândurilor, dacă ce bine că nu ne cunoaștem gândurile unii la alții. Eu am spus altădată, ne-am speria, de ce ne-am îngrozi. Dar e bine că nu le știm, dar Domnul le știe. A fi sfânt, totul pornește de acolo, o sfințire la nivelul gândurilor. Zice, cugetul meu sfințit de Duhul Sfânt, curat. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Cu trupul sfânt, cu Duhul Sfânt, cu sufletul sfânt, ființa întreagă. Ei, ca să fiu să mă pot păstra și să pot să mă sfințesc, că niciunul n-am ajuns la apogeu, încă trebuie sfințire la fiecare dintre noi. Urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Fără cuvânt, dacă nu citesc zilnic în cuvânt, nu pot să mă păstrez. Dacă nu mă rog în fiecare zi înaintea Domnului și nu vin, dacă nu vin la părtășie aici, unde Domnul se prezintă și îmi vorbește, astea sunt sigur filierele prin care Domnul lasă puterea Lui în viața noastră pentru ca să trăim sfinți. Domnul să ne ajute să înțelegem. Amin. Cum să scap de robia pornografiei dacă te-ai mărturisit și iarăși ai căzut? Acum aici nimeni nu cade în pornografie fără acceptul Lui. Să știți că diavolul are o metodă, ne tărește. Să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. Domnul ne-a smuls din groapa pe irii și ne-a pus pe stâncă. Diavolul are metoda aceasta de a ne târâ. Să știți că oameni mari din Biblie au fost târâți. Știți că cel mai înțelept om a fost Solomon și el a fost târât. Știți ce înseamnă a fi târât? El nu mă poate târâ diavolul decât atunci când de un capăt țin eu, apropo de pornografie. Mă târăște cu pornografia până mă dezrădăcinează, până când nu mai rămâne nimic bun în mine. Biblia spune că în viața unora până și cugetul și mintea le sunt spurcate. Trebuie să vă feriți. Fără acceptul meu, eu nu cad în pornografie. Iar dacă cumva am căzut, încă o dată, trebuie mărturisit și trebuie o luptă aici, o luptă. Uneori trebuie și ajutorul altora. Ăsta e un păcat mare, să știți, care în final, zice, păcat odată înfăptuit, în final aduce moartea. Dar până când ajungi acolo, te târește. Te târește diavolul în fiecare zi. E o luptă, e o neliniște, o tulburare, o frământare a celui în cauză.
Trebuie să mărturisească și să ceară ajutor. Fără mărturisire, fără o luptă și o luptă a celui în cauză, trebuie o împotrivire, împotriviți-vă lui tari în credință. Dacă nu, dacă mâine din nou, că el vine în fiecare zi, din nou mi-aduce în minte și din nou mă uit. Domnul să dea biruință. Amin. Cam atât sunt biletele astea, sunt. Legat de ultimul bilet, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, să-l scoți. Dacă mâna te s-o tai, dacă e un lucru care te face să ajungi tot acolo și vorbind legat de subiectul din ultimul bilet. Dom'le, până la urmă, renunță la telefon, renunță la internet. Și Dumnezeu să dea putere tinerilor care sunt prinși. Păcatul ăsta e un păcat atât de grav că distruge. Dacă minciuna sau alte lucruri noi le tratăm ca păcate mici, pornografia e un lucru care distruge sufletul omenesc, îl pervertește la maxim. E un lucru grav și un lucru, o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească și să dea putere celor care au scris biletul. Sunt două întrebări în limba engleză, am să citesc în engleză și am să-l traduc pentru fratele Eugen. How should you relate to a friend that fails in sin, such as fornication, alcohol or drugs, or similar sins? What does the Bible say about it? Cum aș putea să mă relaționez cu un prieten care a căzut în păcat de aprinderea poftelor, alcohol sau drog, sau păcate asemănătoare? Ce Biblia spune despre lucrurile acestea? Dacă mi-e prieten, înseamnă că trebuie din momentul acela să mă feresc de el. Nu cumva în continuare să am relații cu el, de prietenie. Dacă simt din partea Domnului o călăuzire, aici nu oricine poate să o facă. Zice, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Dar dacă e cineva tare care, mă rog, simte din partea Domnului că trebuie să roage pentru el, problema lui, dar și asta este cu un semn de întrebare. Nu fiți un prieten și el a căzut în păcat și în mizerie și acum eu rămân prieten în continuare cu el, de dragul prieteniei, să nu stric prietenia. Nici vorbă. Sunt prieten cu toți cei ce iubesc pe Domnul, cu toți cei ce păzesc poruncile tale. Cu ăia sunt prieten. Dacă e vorba de cineva care trăiește în păcat, cu gola nu mai am nicio, ce relație să mai am, ce prietenie. Deci din start, atenție mare. Și încă o întrebare în limba engleză din 1 Corinteni, capitolul 12. Paul says, all are teachers, do all prophesy, do all speak in tongues, but the church teaches that you must speak in tongues to have the Holy Spirit. Deci Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 12, toți sunt învățători, toți prorocesc, toți vorbesc în alte limbi. Învățătura bisericii noastre spune că vorbirea în limbi este un semn al botezului cu Duhul Sfânt. Deci aici ai întrebarea vis-a-vis de vorbirea în limbi. De vorbirea în limbi. Dacă potrivit cu pasajul acesta, dacă vorbirea în limbi este absolut necesară ca botez cu Duhul Sfânt. Apostolul Pavel reglementează și această problemă și știți ce spune? Că în plen, în mod plenar, dacă nu-i cineva să tălmăcească vorbirea în limbi, cel care o are, Apostolul Pavel spune, mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar prefer și el spune că în biserică să spun 5 cuvinte înțelese, decât 10.000 în altă limbă, când suntem împreună. Deci asta o spune Biblia. Noi nu putem ieși din Biblie. Acum, sigur, sunt momente de cercetare la rugăciune, dar în general asta este direcția. În cămăruță, acasă, în particular, e cu totul altceva. Apostolul Pavel spune, nu fiți copii la minte, ci la minte fiți oameni mari. Acum, vis-a-vis de vorbirea în alte limbi, el este un semn, dar există și darul vorbirii în alte limbi, să știți, și dar. Nu toți au darul vorbirii în alte limbi.
Există darul vorbirii în alte limbi, la botezul cu Duhul Sfânt, și există vorbirea. Nu se poate cineva botezat cu Duhul Sfânt în Noul Testament și să n-aibă vorbirea în limbi. Mai mult sau mai puțin? Unii mai puțin, mai puține cuvinte, dar o au, ca un semn. Dar pe lângă acestea, dacă nu-i pacea, liniștea, încrederea, bucuria aceea mântuirii, păi toate astea însoțesc vorbirea în alte limbi, la botezul cu Duhul Sfânt. Când cineva este botezat cu Duhul Sfânt. Deci vorbirea în alte limbi noi nu o împiedicăm, dar în același timp îi dăm curs după cuvânt, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Să ne dea Domnul înțelepciune. Amin. De-aia, frații, sigur, mai ales la botezul cu Duhul Sfânt, insistă, e normal, și noi la fel procedăm. Biblia arată că toți au vorbit în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați, spune acolo în Faptele Apostolilor, cei 12 bărbați din Efes. În Fapte 2, la fel, și apoi în continuare. Când e vorba de Corneliu, în casa lui Corneliu, îi auzeau vorbind în alte limbi. Și apoi, sigur, asta în general a rămas în Biserica Domnului o permanență. Domnul să ne dea lumină și Domnul să ne ajute. Toate darurile îi necesar, nu se poate. În Biserica Domnului adevărată, reală, există darurile acestea și ele trebuie să se manifeste, dar după rânduială și după călăuzirea Duhului. Amin. Amin. Și mai avem un ultim bilet. Dacă aveți o părere de ce Domnul Iisus a fost botezat la 30 de ani, de ce Biblia tace despre viața Domnului Iisus de la vârsta de 12 până la 30 de ani? Dacă era Fiul lui Dumnezeu, era de folos să fie botezat? S-a botezat la 30 de ani pentru că în Israel era o lege, atunci începea lucrarea, slujirea, nu putea mai repede. El tot a împlinit, el a fost împlinirea legii absolute, nimeni nu a putut o împlini. Domnul a împlinit legea într-un mod desăvârșit. El s-a botezat și a și spus, lasă Ioane ca așa să cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Păi dacă el, Fiul lui Dumnezeu, a împlinit această cerință providențială a celui preanalt, atunci eu, ca și om, ma noi botezul nu-l administrăm copiilor, nici adolescenților, decât celor care au ajuns la majorat, în sensul că au putere de discernere și hotărăsc singur drumul. Deci cei care vin la botezul în apă, îi întrebăm, crezi? El trebuie să vină pe picioarele lui? El trebuie să ceară, nu părinții? Ei trebuie să creadă în mod personal, să știe ceea ce face, că e o lucrare în care nu-i mică, cu responsabilități foarte mari și trebuie să fie, să ajungă la majorat. Domnul Iisus a împlinit tot ce trebuie împlinit și noi trebuie să împlinim. După ce veți împlini tot ce trebuie împlinit, să spuneți, suntem niște robi netrebnici. Am împlinit ce eram dator să împlinim. Am făcut ce eram dator să facem. Doamne, binecuvântă-ne și ajută-ne să împlinim cuvântul Tău și să călcăm pe urma pașilor Tăi. Amin.